S-a amărât sormea. Întâi începe cu banii. Uite cum mi-a lăsat. Înainte mi-a lăsat 30 de lei. După aia 25 de lei să mă obișnuiască. Acum eu vă zic tot adevărul. De data asta a venit. Că le-am plecat de acasă ca să vină ea. Așa zis aia. Eu, cine mi-a lăsat bani și-a oprit din ea? Că ea poate mi-a dat 30 de lei. Și mi-a lăsat decât un leu. Ca să văd că e moartă de foame. Deci avem 5 lei. Da? Încă 5 lei, fac 10 lei, da? Și după aia, 1, 2, 3, 4, 5, 15 lei pentru 7 zile, dacă vine peste 7 zile. Deci a sărăcit. Să vezi mâncare de țară. Cum? Fata e țărancă. Născută la București, e țărancă. Deci avem 15 lei, pachete de țigări, trebuie să mă las de fumat, că ea trăiește printre oameni care nu. 3 pachete de țigări. Cum? 3 pachete de țigări. Pentru o săptămână. 7 ori 3, 21. Nu merge nici de 7 țigări pe zi. Rămâne una în minus. Deci fata are un minus. Și de aia nu merge plus, că am un plus. Aici. Plus cu minus egal minus. De-aia e minus. Tot timpul. Iese în minus. Cartofi, ca la țară. Fii atent, e cartofi naturi. Deci, băi, mă jur. Ia uite, cum îi prezint. Masterchef. Deci avem cartofi naturi. Deci se strică, că eu n-am frigider. Gogoși. Ia uite ce gogoși mi-a dat, ca la țară. Sunt arse, sunt tari. Gogoși. Fără euri. Uitați-vă, ui, cum arată o gugoașă. Ai zice că are mac pe ei, nu are mac, mac, mac. E de rață. Uite, de țară. Uite, stil de gugoașă. Nu știe să le taie la pahar, că mama aia cum făcea, punea așa. Și cu un pahar venea, le făcea pe toate rotunde. Poate le rupe așa și le bagă. S-a apucat de bucătărie. Ce mai avem aici? Copane. Copanul de pui să vi-l prezint. Că pe asta trebuie să le mănânc imediat. Uite cum arată un copan de pui. Sau de iepure, nu știu ce pula. Se vede? Nu prea se vede bine. Bine, bine că nu se miroase. Vezi? E de iepure. Ia uite ce bine e făcut. E crud. Se vede că e crud. E în sânge. Ca să se strice mai repede. Că trebuie să fie răscop. Ce trebuie să fac? Eu trebuie să le... Uite, o brânză, mi-a luat brânză. Tot de țară. Bă, uite, ca brânză. Asta ține mai mult, pot o păstrez. Dar trebuie să o scot în pungă. Neapărat brânză. Și îmi băgase asta cu o pâine care o ținuse la congelator. Fata știe să țină pâine la congelator. Bine că am venit rapid. Și mi-am scos țigările de lângă pâinea aia, că aia dădea apă, că e inteligentă fata, lui tata, și mi-au dat țigările. Totuși, s-a spart, a luat un salat cu euri. S-a spart de data asta. Îi place pula cu prezervativ pe aia. Are protecție. Mi-a dat și halva. Cum? E turcoaică, fata. Păi normal, cum e turcu și pistolul. Cred că e turcoaică, că știi, nu prea te înțelegi cu turcii. În vechime. Ei vorbesc o limbă, nu e altă limbă. Băi, eu când am fost în Turcia m-am înțeles. Dar fata nu. E turcoaică de aia proastă. Și uite aici. Mâncare de țară. Cum se prezintă? Nu știu ce pula mea. Înțelegeți ce e asta? Borhotul ăsta. E borhot. Prezint toată mâncarea. Care ar trebui să o mănânc astăzi? Eu cum nu pot? Dă-mă dracu că stomacul are 2 litri. Și mai am câteva conserve și niște pere stricate. Uite. Pare de țară. Iau. De țară, mă. Mâncare de țară. Și pateurile cele mai ieftine. Care are același termen. Le-a cumpărat de acum 2010.000 de ani. Asta e toată mâncare. Îmi rămâne pateurile alea, 15 lei. Ce pula mea să zic? Amăritili!
Să plângeți toți de milă. La mărâțile. Nu mai mi-a cumpărat nici Nes de data asta. N-a avut bani. Are copii, are părinți. Rugă pentru părinți, rugă pentru copii. Amărâțile!